Mamă, ce udege! Să facem și căsuțe. Am făcut? Super. Singura unde nu am urcat, că nu pot să merg cu aparatul pe el. Hai să zic ce ai de făcut. Că avem... Să-ți dau acum. Mai multe, da. Așa să. Ce să mă mai spetesc să curățăm noi mocheta? Am luat o firmă de curățenie. Chiar vreau să văd ce treabă a făcut. Și aici, da? Toate. Și aici, la parter, tot, da? Perfect. Și aici, da? Și aici? Mai e... Așa se vede. Așa se vede asta, că e de-aia. Și ce fac? Și ce fac? Da, asta. Ei, nu, iubita mea. Uite, iubita mea, mi le împerechez pe toate. Nu, ai și foarte bine. E foarte frumos, da? Eu, după aia mergem la apartament. Da. Zicea că mai ai o... Am o canapea de trei locuri, duminică, așa. Unde mergem acum? Să facem canapeaua la sportiv? Păi nu. Acolo unde e și mocheta, e și canapeaua. Canapea. Mergem acum. Să terminăm acum. În 5 minute strângem, că oricum am terminat. Nu e toate încăsările care sunt. Pui 400 aici și sunt pe verdeață. Ai cumva numărul? Da, da, mai încolo, da? Ok. Am o rugăminte mare la tine. Dacă poți să stai, până fac ăștia mochetele. Acum? Astăzi. Te rog. Acum? În felul la apartament. A. Să nu mă duc eu, să nu mă cer cu ei. Nu. Gina, da. Haide! Păi, ai toate alea pregătite ce ți-am trimis lista? Da. Da? În mașină, sigur? Da? Hai, mergi că nu le-au da, așa. Ți-ai o mânușă, că cu o sârmă și... N-ai în mașină, că nu ți-am pus. Ai pus? Bagi și cureți poza, arată-i poza. Negreala aia și s-a... Nici, sau cine mașină? A, ok. A, da? Fă-o asta și vrea toate ușile. Că știi cum s-ar așcheta? Probabil, da. Mai faci ce zice. Faci ce zice. Dar nu scoți mochete. O să vină ei cu firma, cu mochetele și o să facă. Luna. Partea din spate, care era cu pipi de pisică. Ascultă-mă, Cătălin, tu știi care zic. Da. Aia se scoate. Până la urmă, nu poți să le faci pe toate perfect. Oamenii ăștia de la firma de curățenie sunt specializați în mochete. Hai să vedem diferența. Cum facem noi și cum fac ei. Și ai la treabă. Așa, așa, Gina. Lăsești tu, Gina, după ce termină, las cu ce să o sucă, după aia intri. Le lași aici, lăsești tu frumos și după aia, când te întorci. Ca să mai usuci, ca să nu cași direct pe aia. Deci, Costică, Gina, mergeți voi și puneți. Ceva, bă, de asta nu mai trebuie nimic, nu? Nu, doar să mai car niște lucruri de acolo, să mi le aducem bază. Mi le aducem bază. Știm, știm. Haideți! Cătălin, hai că-i târziu, bă! Acum trebuie să fiți acolo, mergeți! Ați întârziat deja. Mergeți după ei! Mergi după tine, Cătălin! Păi, mergeți acum, vă rog. Păi nu e chiar pe șoseaua Nordului. Nu e între grebi, blocuri. Lasă-mă spatele tău. Da, te rog. Ți-am dat cardul 1000 de lei să scoți, da? Hai, mergeți. Noul meu chiriaș de la apartament e foarte pretențios. Am trimis a treia oară pe Gina, pe Costică și firma nouă de curățenie. Dacă nici de data asta nu e bine, mă duc eu personal. Hai, te pup. Păi na, deci locul la brățara aia, dacă poți să-mi faci o pereche de cercei, mai ok, mai la banii aia. Hai, bine, hai, bine, pa, pa, pa. Ce stă asta? Păi cum să stă? O vârstă, Brigitte. Dacă o fără spăle. Mi-a dat mie să mă chinu eu. Uite ce de treabă mi-a dat mie acum. Trebuie să stau cu ăsta una. Bravo, Brigitte. Mulțumesc. Brigitte mi-a dat de muncă. Să țin ăsta. Merge, dar stai că pun din ăla. În pahar. Apacă în pahar că... Era să-l pun unde... Să vezi după aia luăm. E, păi, dar chiar așa să păci, să fii, să nu-ți dai seama că curge. Poate avem ține. Aici un pahar. Ască-l, ține mână. Pe etajul ăsta. La barul ăsta nu mai avem nici pahar. 5 zile n-am venit. Nu găsesc nimic aici. Nu tu un pahar, nu tu un burete. Mamă, deci eu trebuie să mă lipesc de Magic Castle. Nu sunt
Nu e nimic. Ana, te duci tu și aduci 2-3 pahare aici. Uite ca ăla. Da, se de acolo din bar. Nu e niciunul aici. Foarte profi băieții cu mocheta. Băi, fain, fain, merită. Deci. Da, păi merită. 300 de lei. Ceva tot mocheta. Și alea 3 merită. Alea 3 costă încă 350, 700 și 200. Da. Astea, canapelele. Da. Bun, ce bine că am terminat cu igienizarea, cu mocheta, cu tot. Măi, trebuie să mă duc la bancă 5 minute. Ha? Am zis că stau 5 minute aici. Dar au trecut 2 ore, Doamne ajută că am terminat treaba înainte să se închidă la bancă. Am și eu problemele mele, am și eu un ceas care s-a rupt și vreau să văd dacă poate să mi-l rezolve Hussein.